Imagini uluitoare surprinse de o cameră de supraveghere amplasată în zona gării de nord din capitală. Un polițist aflat în timpul serviciului a fost luat pe capotă de o mașină, după care șoferul a dispărut fără urmă. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16, când polițistul din cadrul serviciului regional al Poliției Transporturi a fost lovit de un autoturism al cărui conducător auto a apăsat apoi pedala de accelerație și nu i-a apăsat de ce se întâmplă cu omul pe care l-a lovit. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia și au a reușit să-l prindă câteva minute mai târziu. Individul a fost testat cu aparatul etilotest, dar nu consumase băuturi alcoolice.